occidentalilor, îi vedem foarte reci. Ei, oricum sunt învățați să stăpânească foarte bine sentimentele, n-au voie să-și arate sentimentele în public. Japonia, cred că și acum e totuși tabu. Deci nu e Europa, nu suntem deșanțați pe stradă și ne purtăm cum ne purtăm. Și cred că și noi trăim așa cu anumite impresie despre că măi, ăștia sunt reci, că dacă nu se arată, nu au, adică ce nu au, nu arată sentimentele alea, deci nu le au, nu? Și e o furtună. Tot romanul psihologic este o furtună. Și da, fata asta este într-un spugiu continuu. Într-adevăr are nevoie de iubire, dar nu știe săraca nici ce e aia. E însetată, dar nu găsește apă. Nu poate să bea apă, nu găsește apă. Și este groaznic ce îi se întâmplă. Și cu eu am rămas șocată la povestea cu soțul ei inspirat. Cât a fost de fericită că el moare și ea îngrijește și a ținut amanta la ușă și... Foarte. Deci orice femeie din Europa reacționa puțin altfel. Și singura ei bucurie că a îndepărtat-o pe amantă. Singura da, aia a fost dragostea ei pentru tot ce a făcut. Care era conștientă și care iarăși în Europa. Aia a fost dragoste cu băiatul ăsta tânăr, nici ea n-a știut ce vrea și acolo era dragoste. Dar nu știu. Și când el s-a oferit să o ajute, înțelesese și el pe urmă ceva despre ce vorba subiect, nu foarte mult, dar cât de cât. Și a zis că dacă doamna asta dorește, el era dispus, nu? Să o ajute pe doamna. Total șocant, ea s-a pașită una în cap, adică și nici eu nu mă așteptam. Da. Pe cât era ea de complicată sufletește, pe atât era el de simplu. Dar haideți să vorbim de celelalte două personaje care pe numai distrate liber și numai pe mine, de fundații ei. Sunt mortali. Deci vă imaginați japonezul stilcață care toacă tot și știe tot? No, deci am trăit-o, și vedem care și asta. Și nu face nimic. Pentru noi japonezul este ăla care muncește. Nu, da, nu poți imagina un fier de vară munceau și ei. Dar individul era super școlist. Da, super era școlist, treabă, da. Vedea tot, pricepta tot, arunca și tot. Asta e, că o ia ca o pedeapsă, că el trebuie să muncească când ea și-a opărit mâna, da? A preluat familia. Nu era prea bun, dar ea mânca ce era mai bun, avea parte de ce era mai bun. Pentru că adică, era partenera... Da, adică e așa... Dar cu munca chiar scriitor spune la un moment dat că este foarte puturos. Și că dacă ar putea să facă totul stând pe scaun și... Deci da, nu, cea mie mi-a dat imaginea unui leneș. Dar nu se omora, el a curățat boabe, nu știu ce făceau acolo și a ieșit pe locul nu știu care, dar nu l-a deranjat foarte tare. Dar nu...